dea premierul. Gigi Becali, îl cunoașteți? Nu ne-am intersectat decât probabil o singură dată. Ați auzit declarațiile momentului? Da, le-am auzit. Ce părere aveți? Cu pseudoplat între PSD și AUR? Da. La solicitarea expresă a domnului Hrebenciu și nu pseudo, pentru că Gigi Becali vorbește la modul cât se poate de concret, autentic despre această rugăminte venită din partea domnului Hrebenciu. Din auzite, domnul Becali e un cetățean foarte credincios și nu știe să mintă. El când spune ceva, spune adevărul. Și ce auzi, ce de asta, nu că are o certitudine. Eu vă spun din partea asta... I-a spus Hrebenciu, că asta ne spune Becali, că l-a sunat domnul Hrebenciu și l-a rugat să-l ajute ca Simion să intre în turul 2. Ok. Eu, înainte să intru la dumneavoastră emisiune, l-am sunat pe Donald Trump și îi spun că îl ajut să se ducă din prima să câștige alegerile. Doar că domnul Hrebenciu nu a negat, a spus doar că este o non-știre declarația domnului Becali. Domnul Hrebenciu, că știți foarte bine vorba românului, are atâtea alifii încă nu s-au inventat încă câte are domnul Hrebenciuc. Deci nu credeți în așa ceva? Eu nu cred în așa ceva și am un special umblat PSD. Eu știu ce dispoziții interne din cadrul partidului PSD se dau și credeți-mă că știam acest lucru, dacă era să merg mai ușor cu pianul pe scări, dacă trebuia să îl mângâi pe creștet pe Simion. La ce dispoziții interne vă referiți? Poftim? La ce dispoziții interne vă referiți? Felul de campanie. Cum ne desfărcim activitatea. Eu n-am auzit vreo chestie în care să-l mângâiem pe creștet pe Simion sau pe cineva în această campanie. Deci dacă există un blat, nu poate fi blat între doi inși. Deci ori e blat până la ultima cărămidă a piramidei, ori restul e folclor. Cine crezi că va intra în turul 2? Cu siguranță Marcel Ciolacu. Cu cine? Păi, aveți experiență mai mult decât am eu în tot ce înseamnă sondaje de opinie și politică la zi. Deci merg pe analiza noastră. Deci este pentru prima dată după 24 de ani când PSD-ul trebuie să ia înapoi președinția României. Și nu e că trebuie să o ia. Astăzi România are nevoie de social-democrație pură. Reală. Pentru că marea parte ce nu se vede și ce am văzut eu la 60-70 de kilometri de București, e lumea săracă. Are nevoie de, dar au nevoie într-adevăr și de reforme liberale. Dar cu precădere, social-democrația trebuie să fie la putere și este o șansă, după 25 de ani, ca social-democrația cu un actual președinte, Marcel Ciolacu, care are o experiență și provine din rândul oamenilor, ca și mine, da? Are o experiență și poate să readucă. La nivel de certitudine, știți, eu vă împărtășesc opinia, Marcel Ciolacu se bucură de respectul meu. Este o certitudine faptul că azi când vorbim, singurul candidat pe care îl vedem în turul 2 este domnul Marcel Ciolacu, dar aș vrea să înțeleg, cum vedeți dumneavoastră, știți, partea cealaltă, adică cu cine s-ar lupta Marcel Ciolacu pentru funcția? Am auzit tot felul de scenarii. Dacă Marcel Ciolacu intră cu Simion, speranța multora, dar multora, vă repet, când spun multora, nu sunt cei de jos. Ei nu fac analizele atât de complexe, ei sunt pe brut. Ce au primit, ce au trăit, aia votează. N-are timp să ajungă informația în detaliu sau să-i spui că dacă ar ajunge Simion, cum se zice, în turul 2, se va repeta scenariul Ion Iliescu va întind Tudor și toată lumea se va cupla. Vorbim de cine să luăm? Domnul președinte al Senatului, domnul Ciucă, în turul 2 cu Marcel Ciolacu. La fel, dreapta este în ghips, trebuie să voteze cu stânga, că dreapta este șubredă, e gata, e băgată în ghips. Nu de noi, de ei. Cu cine ei, dacă vedeți, unitatea, stânga s-a unit, dar dreapta nu. Au orgolii, au principii. Cum s-a unit stânga? Avem cei mai mulți candidați pe stânga, domnul Joană, doamna Ana Bircea, domnul Cristian Diaconescu, toți sunt candidați de stânga, cum sunt uniți? Da, nu este un singur candidat care să reprezinte stânga. E adevărat, păi
Eu vorbesc de blocul cel mai mare, partidul cel mai mare, pentru că deci, și eu pot fi piedone și eu, domnule, Cristian, de structură și eu piedone, sunt de stânga. Sunteți un comunicator foarte bun, grozav, excepțional. Nu puteți să mă pierdeți pe mine prin șirul noastră de cuvinte. Bun, așa că ne întoarcem la structură. Eu v-am întrebat foarte simplu. Direct. Vă uitați pe eșicherul politic, îl avem Marcel Ciolacu în turul 2. Cu cine îl vedeți intrând în această competiție? Simplu. Ce aș vrea eu sau cam ce s-ar Ambele întâmpla? Ambele variante. Cu cine v-ați dori dumneavoastră? Păi... Și ce pariu faceți dumneavoastră în fond? Eu pariez pe Marcel Ciolacu, am Sigur. Spus. Păi azi. Cine pariez că va intra în turul 2 alături de Marcel Ciolacu? A ajuns o nebunie să obțin un răspuns atât de simplu, domnule Piedone, vă rog. Păi... ce e atât de complicat? Dacă mă întrebați când candidat, dacă mă întrebați când candidam la primărie, vă spuneam direct. Da, acum trebuie deci să o dau puțin. Deci ce o dăm pe lateral, pe stânga, pe dreapta? Suntem în opoziție, nu ne vedem, ne aude nimeni. Deci, noi doi. Deci, noi doi și opoziția în țara românească. Marcel Ciolacu Bogdan Ciucă, Marcel Ciolacu Simion. Sau eu mi-aș dori Marcel Ciolacu Lasconi. Așa vedeți o victorie... pentru Marcel Ciolacu. Da. Cu Lasconi. Da, pentru că raportat la ce am spus, ei au văzut că astăzi nu s-au unit, când toți doamna Lasconi trebuia să se retragă sau să nu se retragă. Sau... Domnul Joana nu ar trebui să se retragă? Poftim? Domnul Joana nu ar trebui să se retragă. Ba da, și domnul Joana, da, și domnul Diaconescu și domne, scapă cine poate, așa, vedeți cu retragerea asta. Așa mi s-a spus și mie când am candidat la primăria capitalei. Retrage-te, 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 se retrage Piedone, se retrage Piedone. Dom'le, odată ce-ai intrat într-un joc, păi ești de râsul curcii dacă te cine retragi. Cine v-a spus să ori, retrageți? Ori, de peste tot, de toată lumea. Dar nu mi-au spus-o în momentul, după ce eram plecat pe topogan, îmi spui să mă retrag, păi cum să mai mă retrag? Păi ajungeam de râsul curcilor. Așa și Diaconescu, așa și Joana. Păi dacă s-ar retrage acum, se decredibilizează. Cât o lua? 2%? 3%? Cât nu lua fiecare? Și-ar putea, este vorba de negociere politică, dar și-ar stânga, putea eu vă spun aici clar, stânga cu Joană, cu Diaconescu, cu cine mai e pe stânga candidat la prezidențiale, se va uni în turul 2. Și dreapta se va uni. Eu nu garantez. Vă garantez că nu se unește adică în turul 2. Adică spuneți că votantul Ernei Lasconi îl va vota dacă Ciucă s-a dus în turul 2, Lasconi pleacă în vacanță, Orban se duce la gară și tot. Nu se unește. Ei pot să se ducă în vacanță fiecare unde dorește. Dar votantul în ultimele... Asta, bravo, extraordinar, Denis. Despre asta vorbim, de fapt. Asta este esența. Votantul. Păi poți să faci tu mese rotunde, partide, ne ducem... primarii, avem primarii PSD-iști, avem primarii PNL-iști, avem primarii useriști, la luptă, frații mei. Lumea nu mai se duce după fentă. El va fi liberul arbitru și asta și trebuie să lăsăm în această campanie să judece liberul arbitru. Liberul arbitru astăzi este cetățeanul României. După el, liberul arbitru al nostru tuturor e bunul Dumnezeu. Bun. Dar în subiectul concret care este acum dezbătut cu Gigi. În absolut exact toate televiziunile, emisiunile de talk show politic, este că Gigi Becali spune clar că Viorel Hrebenciuc i-a cerut sprijin pentru a-l aduce pe domnul Simion în turul 2 printr-o manevră clară de voturi, adică 20, 30, 40 de votanți PSD în loc să-și voteze candidatul să voteze cu Doamne, dacă mă, Deni, dacă mă crezi bine, dacă nu, sunt dator să vorbesc și nu vorbesc artificial și mă cunoști. Păi cum să mă duc eu la Giurgiu să-i dau 30 de voturi lui Simion? Păi îmi tai mâna, eu de bea... Nu dumneavoastră, ci păi PSD, nu, Giurgiu, și întreg PSD-ul. Păi organizația m-am dus acolo într-un județ galben care nu am nevoie de coloratură. Voi colabora cu președintele Consiliului Județean, cu toți primarii, indiferent de coloratură, pentru că toți avem nevoie. Da? Da. Plus că 43 din primarii actuali
Sunt parte din 3 sferturi peneliști. De o mișcare similară ni s-a vorbit și în urmă cu niște ani, atunci când Viorica Dăncilă nu reușea să-l întreacă, să-l depășească la scor pe domnul Dan Barna. Și la fel se spunea, doar că invers a fost atunci situația, și anume că se mutau din voturile PNL înspre PSD ca să fie ajutată Viorica Dăncilă. Vă întreb altfel. Nu, eu vă întreb așa. Domnule, pe hârtie, hârtia suport orice. Teoria conspirației... Politica este fascinantă ne arată că orice scenariu este posibil. Teoria conspirației, ok. Nu, domnule, fără dar ce faci? Le transmiți prin unde? Îi zăpăcești? Să-i pui pe aia să se ducă robot să voteze că ți-ai făcut tu calcule și cum? Plătești. Nu mai merge nici cu traista. Pentru că, să știți, unii care dau, cred că dacă le-a luat traista, ăla se duce chitit. Le ia și traista și tot cu cineva. În cabina aia de volt, el e stăpân. Să știți că... N-are nicio dovadă, că nu mai e locul ca telefoane, facem poze, dar cu cine ai votat atât? Cu tine, bă, și el a votat cu cine a vrut, ți-a luat și traista. Mie nu-mi plac teoriile conspirației, însă, la locale, mă uitam pe modul în care au votat românii și am văzut în județe, unde nu existau locuitori maghiari, foarte multe voturi înspre UDMR, de exemplu. Apropo de, și București. Putință. Și cu București, da. Opțiune de vot și cum pleacă niște voturi. Uite așa și uite pe dincolo. De ce, dom'le, sunt conaționalii noștri. No, ce să facem acum? Și Partida Romilor și toată lumea. Și armenii și sârbii și toată lumea.